Casă, prăjituri fără conservanți, pe scurt, bunătăți dulci făcute în casă. De asta s-au bucurat sute de oameni astăzi la un târg din București. Mesele pline de dulciuri apetisante i-au dat gata, mai ales pe copii, care au văzut și cum se prepară cele mai bune bucate din meniul lor zilnic. Acolo, bravo! E bun? Da! Îți place? Da! Ar dori să guste din toate, să-și cumpere din toate și să facă cadouri celor dragi. La mare căutare au fost dulciurile moldovenești făcute în casă. O frișcă naturală, foile sunt făcute cu nuci, cu miere de albine, tot ce folosim, încercăm să folosim numai natural. Iar bucătăresele au avut grijă să facă prăjiturile și extrem de apetisante. Aici specialiștii noștri cofetari au încercat să facă un decor de iarnă care încântă foarte tare pe copii. La loc de cinste a stat și ciocolata. E cel mai bun antistres la ora actuală, natural. Însă nu cea pe care o putem găsi în magazine. Ciocolata în magazin face parte din curentul mainstream, este accesibilă tuturor. Noi avem aici ciocolată de înaltă gamă, ciocolată obținută artizanal. Din păcate, o asemenea delicatesă nu este condimentată doar cu scorțișoară, ci și cu prețuri pe măsură. Este inclus în prețul ei tot costul creșterii arborilor de cacao, transportului lor de pe continentul negru, fabricarea lor. În afară de spectacole de teatru, muzică și dans, cei mici au avut parte și de o mică lecție de bucătărie. În acest moment, micuții gătesc, construiesc coșulețe cu surprize. Facem o prăjitură și facem un cadou. E o tartă, de fapt. Cu ce e? Este cu cremă de lămâie și o cireșică. Cozonac domnesc, prăjiturii de casă și poale în brâu abia scoase din cuptor. Eu le-am gustat și trebuie să vă spun că, într-adevăr, sunt delicioase. Festivalul își va deschide și mâine porțile începând cu ora 11.